De la primele ore ale dimineții și până după prânz, circulația rutieră pe strada Bogdan Dragoș s-a desfășurat cu dificultate pentru că în zona poliției s-au efectuat toaletări și tăieri de arbori. Doi agenți de poliție au dirijat traficul rutier, permițând circulația autoturismelor alternativ pe câte un fir de circulație. Autoritățile locale spun că toaletările și doborârile de arbori se fac în această perioadă deoarece copacii sunt lipsiți de vegetație. Deși a venit zăpada și este ger, lucrăm în continuare și la toaletarea de arbori. În această săptămână intervenim la Asociația 38 Ion Ionescu de la Brad și la Asociația 51 de pe Aprodu Arbore. Practic, de vreo două săptămâni începând aceste acțiuni în asociațiile de proprietari. Toaletările și doborârea arborilor uscați vor continua până în primăvară pe toată suprafața municipiului Roman.